Înainte ca să intrăm în tema noastră de azi, hai să facem o recapitulare. Și iată, lecția trecută a avut un subiect așa mai delicat. Unul din subiectele care s-au discutat la lecția trecută a fost cel care ține de perversiunile sexuale. Noi trăim într-o lume unde atât de mult se vorbește despre... Da, și de multe ori lucrurile rele sunt prezentate ca și bune, ca și... Poate cineva să ne treacă într-o listă, așa să ne spună, care sunt perversiunile sexuale conform Sfintelor Scripturi. Ele sunt numite urăciuni. Bun, în limbaj modern, ele sunt perversiuni sexuale. În lecția de curs, nu am studiat mai multe păcate, lucruri păcătoase, și aș vrea să numesc așa la genial. Incestul, da. Homosexualitatea. Așa. Diferite spurcăciuni care se practicau la neamuri, adică fiindcă în această carte mulți invazi poporul de și spăzească și se practica în Egipt și ce se va face în Canaan. Toate de învățături și nu trebuie să facă ca să trăiască la Sfântul și curată în Dumnezeu. Și aici se păzească din cerți, de corbie, de homosexualitate, de lucruri jertfite la idoli. Bun, rămânem la perversiunile sexuale, da, că lucrurile jertfite la idoli sunt altceva. Da. Și nu s-o mai enumerat aici. Zoofilie, da, sau bestialitate. Și iată lucrurile astea azi, unii încearcă să le obțină, de exemplu în Canada, încearcă să le obțină în lege. În proiecte de lege, oamenii înaintează proiecte de lege, ca incestul să nu mai fie considerat un lucru rău. Incestul să fie încadrat în cadrul legii, știți despre asta? Pedofilia și așa mai departe. Deci ei vor lucrurile astea să le, dacă ar putea să le facă legale, să le legalizeze practic. O avertizare puternică a fost pentru ca să nu omoare copiii, ni doriți. Da. Adică chipurile închinau Moloch. Asta e vortul de azi. Așa ei își găseau atunci îndreptățiri la a omoră copiii. Bun. Înainte ca să trec la întrebarea cealaltă, vreau să vă spun că azi sunt multe alte forme despre care vorbesc așa deschis, fel de forme de a face sex și ei vorbesc deschis despre ele, fac glume în rețelele de socializare, dar de acum și în film, ei vorbesc, îl promovează, vedeți, acum nu-i film fără niște înjurături, nu este orice film, numai că trebuie să bagi acolo înjurături, trebuie să bagi numai decât un homosexual, trebuie să bagi ceva ca să... Dar, iată, mai sunt multe alte forme, care, de altfel, și creștinii au început să le discute, dar se acceptă ele, nu se acceptă. Lucrurile astea, zice că nu vorbește Apostolul Pavel despre, nu vorbește Scriptura despre ele, vorbește. Și iată, ele în Noul Testament sunt toate trecute în categoria asta de necurății. Când veți vedea în Noul Testament, de multe ori folosit și mai ales unde... Unde se vorbește despre sexualitate trecute necurății. Ei, să știți că acelea sunt trecute acolo și încă mai spune că cei care le practică nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa că este bine să știm și bine să le spunem și altora ca să nu se avânte în lucrurile astea și să ferească de toate porcăriile astea care sunt promovate acum pe larg. Bun, următoarea întrebare este: dar ce exemple practice de iubire pentru aproapele? Iată, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. În cartea Levitică aici, în lecția trecută, ce exemple practice de iubire pentru aproapele ați văzut? Să se poată bine cu străinul care este lângă ei. Și ce înseamnă asta? Să se poartă bine cu străinul? Se poartă de grijă. Nu însurce și nu spate urât cu dânsul. Adică dragoste de aproape, să se reflecte. Că apoi mă iau un punct ca să lase ceva pentru că se strige oradele,
nu singur totul, că cei care văd de orfane poate găsi ceva de pe urma și ceratul. Și astfel Dumnezeu se îngrija de cei care sunt sărași. Să nu vorbească de rău pe surd. Da. Să pun în calea unui orb un obiect de care să poticnească și scade. Mm-hmm. Da. Versetul 13 spune să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el, prin silă. Ah, da, a spus asta. Să nu oprești până la două zi plata și lui tău cu ziua. Așa. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înainte unui orb nimic ca să-l poată scadă. Apoi la judecată să nu faci nedreptate, să nu cauți la fața săracului. Cu bârfeli să nu umbli, tot ține de aproapele tău. Mm-hmm. Să nu ai unități de măsuri greșite. Nici de volum, nici de lungime, nici de greutate. Au fost acolo și niște legi cu privire la preoți în lecția trecută. Ce vi s-a întipărit cu privire la preoți, la preoții? Lucruri care așa v-au impresionat, vi s-a întipărit asta. V-ați întors cu gândul la ele după lecții. Preoții trebuie să slujează în sfințenie și nu în necurăție. Uh-huh. Un preot, dacă era necurat, deci el nu avea dreptul să atingă, să slujească înaintea Domnului, dar după curățire putea să slujească. Dar dacă încerca să slujească fiind încă necurat, trebuia să fie nimicit din mijlocul poporului. Uh-huh. Deci necurăția lui nu putea să slujească. Da, dar avea șansă să curăță ca să poată sluji. Despre preot mai vedem că el, dacă îi murea cineva din familia lui, el nu putea să atingă din mort. N-avea dreptul. N-avea dreptul, da. Și nici nu putea să-și exprime doliu. Nu putea să-și exprime doliu. Da. Nu era permis asta. Diferența e că atunci când fiii lui Aron puteau să se apropie de rudele de cele mai de aproape, dar marele preot n-avea dreptul nici măcar de rudele cele mai aproape. Mama, tata nu avea dreptul. Exact. Absolut de nimeni nu era permis să se apropie. Bun. Mulțumesc. Acum vom intra în lecția noastră de azi. Azi vom studia cele mai importante sărbători sau sărbătorile majore din Israel. Și vom merge după tabelul, după capitolul, deci capitolul 23 și 24 din Cartea Levitic. Vă rog să faceți un tabel din trei coloniți, acolo unde aveți voi, în caietelul vostru, puneți un tabel din trei coloniți. Și în prima coloniță vom scrie tot ce aflăm despre sărbătoarea. Bun, vom scrie. Vă puneți voi niște notițe, așa, cele mai importante lucruri. Noi vom discuta ce am aflat noi despre sărbătoarea respectivă din Levitic, capitolul 23. După aceea, vom merge într-a doua coloniță ca să vedem care este, deci iată, sărbătorile este, ele erau umbra lucrurilor viitoare, așa? Că așa am învățat la evrei. Ele sunt umbra lucrurilor viitoare. Deci noi vrem să vedem spre ce indică sărbătorile astea. Și vom scrie spre ce indică și vom da referințele din Noul Testament care ne arată că, iată, spre asta au indicat, aici au țintit. Sau care este greutatea lor profetică. Iar în ultima coloniță vom face aplicarea din mers. Vom pune, de ce asta este important pentru noi, cei care suntem aici la studiu? Ce importanță are sărbătoarea asta pentru noi? Are, nu are, cere ceva sărbătoarea asta pentru... Deci care e semnificația ei pentru noi? Clar, da? Și voi puteți urmări și tabelul cel la care îl aveți voi, apoi avem tabelul celălalt, avem avut mai multe tabele în lecții. Am avut un tabel pictat care arată legătura între Vechiul Testament, Noul Testament, dar am avut un tabel unde noi am completat sărbătoarea, când și cum se, când se sărbătoarea, cum se sărbătoarea, vă amintiți, da? Bun, hai să începem. Și vreau să vă rog o persoană să ne vorbească la o sărbătoare, să ne spună și una și alta, și, deci pentru toate colonițele. Dacă nu ne spune numai pentru o coloniță, altă persoană ne spune la cealaltă coloniță. În felul ăsta vom
vom merge în lecția noastră. Voi v-am zis, vă puneți la notițe numai ceea ce voi considerați important, anumite lucruri nu le-ați observat, nu le-ați văzut sau pur și simplu vreți să le fixați lucrurile astea, să le țineți minte. Orice vreți să țineți minte, scriți acolo, puneți, numai însăși faptul că scriți vă ajută să memorizați bine. Hai, cine vrea să ne spună prima care apare acolo la Levitic, care este? Sabatul. Sabatul, exact. Și asta nu e o sărbătoare anuală, este o sărbătoare săptămânală. Da, te rog, Irinuț, ai începe tu și ne spui tot ce poți. Deci despre sabat aici, apoi la ce umbrea sabatul, ce este sabatul și care e importanța lui pentru tine. Ce înseamnă sabatul pentru tine? Așa, deci sărbătoarea este sabatul, avea loc săptămânal, în fiecare șapte zi, sâmbătă, și se celebra cu adunare sfântă și spune să nu faci nicio lucrare în ziua aceea, este o zi de odihnă. Șase zile să lucrezi și a șaptea să te odihnești. Și aici am avut studiu liber, adică trebuia să căutăm referințe. Și din ce am găsit eu este sabatul un legământ necurmat între poporul Israel și Dumnezeu, din Ezechiel 20:20, ca un semn între Dumnezeu și poporul Israel, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. De asemenea, era pedeapsă pentru cei care călcau sabatul potrivit legii, trebuiau să fie nimiciți din mijlocul poporului. Așa. Și era însoțit de o ardere de tot necurmată, adică la fiecare sabat, cu jertfă de băutură, din numeri 28:10. Și din Levitic 16:31 spune că era o zi de odihnă în care ei își smereau sufletele. În Noul Testament, ea este trecută la păreri îndoielnice, la Coloseni 2:16, spune nimeni să nu vă judece cu privire la vreo zi de sărbătoare. Și Domnul Iisus făcea minuni în ziua de sabat și cu această ocazie la Ioan 9:14, la 5:9, vindeca intenționat de sabat și Domnul Iisus spunea cu privire la sabat în 12:5 că a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat și ca explicație spune că este îngăduit în ziua de sabat să faci bine și le aduce ca argument, spune că și preoții călcau sabatul și nu erau vinovați potrivit legii, pentru că aveau de lucru în ziua aceea. Și mai spune că Fiul Omului este om și al sabatului. Și în Evrei 4:9 este arătat că sabatul era de fapt o umbră pentru odihna Domnului, pentru poporul său, pe care o primim în Domnul Iisus Hristos. Deci este o umbră pentru odihna pe care o primim cu adevărat pentru sufletele noastre în Domnul Iisus. Super! Irinuț, acum întrebarea pentru tine, tu personal. Ce înseamnă sabatul pentru tine personal? Eu înțeleg că nu sunt obligată să țin ziua aceasta șapte cum este pentru poporul Israel. Este un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul Israel. Pentru mine, ca și creștin, eu pot deja să trăiesc realitatea ei, adică odihna pe care mi-o dă Dumnezeu sufletului prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, pot să trăiesc în ascultare de El și poruncile Lui să nu fie grele, să doresc să le împlinesc, nu să mă impună cineva. Foarte bine. Acum vezi și trupul nostru tot are nevoie și el de odihnă și este bine că îi dăm odihnă. Numai vezi că aici spune despre odihnă cu o adunare sfântă. Oamenii, unii azi vor odihnă, dar fără adunarea sfântă. La Dumnezeu numai decât odihnă asta trebuie să fie combinată cu o adunare sfântă. Ceea ce noi și facem la o adunare sfântă, ne adunăm toți. Asta facem. Bun. Hai să mergem la următoarea sărbătoare. Care este la noi la rând următoarea sărbătoare? Prima din ciclul cel de sărbători anuale. Deci asta a fost o sărbătoare săptămânală. Dar acum noi vom privi la un anumit număr de sărbători anuale. Care este următoarea? Sau prima din sărbătorile anuale? Deci este o listă. Prima se menționează Paștele aici. A, așa, foarte bine, Lilia. Poți, Lilia, tot așa să ne spui la toate trei colonițe cu Paștele?
Aici nu am văzut multe detalii cu privire la Paște, am văzut doar că se sărbătorea în luna 1, a 14-a zi a lunii, care iese luna Nisan, martie-aprilie. Asta e tot ce am văzut aici despre Paște. Foarte, dar tu poți adăuga cu detalii care le știi tu. Poți... Paștele sărbătorim ca să ne aducem aminte de moartea și învierea Domnului Isus și El este mielul care a jertfa care a fost odată și pentru totdeauna. Nu mai trebuie să aducem jertfe de Paște cum făceau cândva evreii, dar avem jertfa Domnului Isus, sângele Lui, care a fost odată și pentru totdeauna. La 1 Corinteni capitolul 5 spune că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. De aceea nu mai avem dreptul să trăim în păcat. Pentru că dacă în Paște, în Vechi Testament, sărbătoreau ieșirea din robia Egiptului, atunci deja în Noul Testament noi sărbătorim ieșirea din robia păcatului. Deci mielul de Paști, care a fost adus pe vremea lui Moise, a fost ceea ce i-a eliberat pe evrei de robie, da? Pentru că a făcut ca nimicitorul să treacă pe alături de ei și a fost motivul pentru care a fost practic alungați din Egipt. Și jertfa Domnului Iisus, mielul nostru de Paști, care ridică păcatul lumii, ne-a eliberat din robia păcatului. Așa. Aici, cred că ar fi important de menționat că Paștele era o sărbătoare care nu ținea de o zi a săptămânii. Ținea să nimerească în orice zi a săptămânii, ținea de data de 14 Nisan. Așa. Data de 14 Nisan. Are vreo legătură cu însuși evenimentul care s-a întâmplat? Când s-a întâmplat evenimentul? Prima dată? Chiar de aceea când au seara de 14 Nisan au jertfit mielul și noaptea l-au mâncat și atunci noaptea au murit întâi născuții din familiile egiptenilor și ei chiar în noaptea aceea au fost trimiși. Așa. Deci înseamnă că sărbătoarea asta este strict legată de un eveniment care s-a întâmplat la 14 Nisan, atunci a fost în noaptea aceea. S-a întâmplat, Dumnezeu a omorât întâi născuții, Dumnezeu i-a cruțat pe ei și cuvântul Paște, știi cineva ce înseamnă? Paște. Pesach, ce înseamnă? A trece pe alături. Așa, pentru că îngerul nimicitor a trecut pe alături de toate casele unde au fost pus sângele. Unde au fost sângele mielului, pe alături s-au trecut și a fost curățat întâi născut din casele astea. Și tot în noaptea aceea ei au ieșit de acolo, din robie. Bun. Năstica, ce înseamnă Paștele pentru tine personal? Paștele înseamnă eliberarea din robia păcatului. Asta înseamnă că deja nu mai am nicio scuză să trăiesc în păcat. Pentru că nu mai sunt roba păcatului. Foarte bine. Eliberarea prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Eu vă îndemn pe fiecare din voi ca să puneți acolo în tabelul vostru să vă gândiți bine ce înseamnă pentru mine personal sărbătoarea asta. Ce înseamnă pentru mine personal sabatul? Ce înseamnă pentru mine personal Paștele? Mergem la următoarea. Următoarea sărbătoare. Care este la rând la noi? După Paște. Sărbătoarea azimilor. Așa. Poți să ne spui? Iulia, ceva acolo e deschis. Două dispozitive ai deschis. Doar unul. Nu știu de ce sunetul vine. Așa, acum e bine, văd că. Da. Da, Iulia, poți să ne spui tot așa, trecând prin toate astea trei coloniți, ce cu sărbătoarea asta a zimilor? Deci, sărbătoarea azimilor se sărbătorea în ziua 15-a, deci luna 1 din ziua 15-a, timp de 7 zile. Și
Deci asta găsim la Exod, nu Exod, la Levitic 23, dacă vorbim. Ei trebuiau să mănânce azim 7 zile. În ziua întâia trebuiau să aibă o adunare sfântă și să nu facă nicio lucrare de slugă. 7 zile să aducă Domnului jertfe mistuite de foc. Ziua 7-a trebuia să fie iarăși o adunare sfântă, deci ziua întâia și ziua 7-a, și să nu facă nicio lucrare de slugă, deja am spus. Ca și texte paralele, mai avem la Exod 23, cu 14-15, unde spune că de 3 ori pe an să prăzduiești sărbători în cinstea mea. Și deci una dintre cele 3 sărbători la care trebuiau să fie prezenți bărbații din poporul Israel era sărbătoarea azimilor. Și asta găsim în, în Exod 23-15. De asemenea, în Exod 34:18, tot același lucru. Să ții sărbătoarea azimilor timp de 7 zile. La vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azim cum ți-am poruncit, căci în luna spicelor ai ieșit din Egipt. Și un al treilea text din Deuteronom 16:16. Iarăși, de 3 ori pe an toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului. Și una dintre cele 3 sărbători era la sărbătoarea azimilor. Da. Acum, paralelă cu Noul Testament, din 1 Corinteni 5:7-8, unde se spune ca să măturăm aluatul cel vechi, cum și suntem fără aluat. Practic, gata. Dar ce înseamnă asta, să mărturăm aluatul cel vechi? Ce e asta? Pentru că aluatul este simbolul păcatului și noi am fost curățiți prin jertfa Domnului Iisus și asta înseamnă că păcatul nu trebuie să mai domnească în viața noastră și nu trebuie să păcătuim pentru că aluatul e simbolul păcatului, dar noi am fost eliberați de păcat. Asta și înseamnă pentru mine sărbătoarea azimilor, că Domnul Iisus a murit pentru mine și eu nu trebuie să păcătuiesc. Asta. Foarte bine. Și ați văzut că ele sunt foarte strâns legate una de alta. Imediat una pleacă după alta. Deci ieșirea din robie și sărbătoarea azimilor. Gata, nu se mai mănâncă până de ospită. E ieșirea din robia păcatului și nu mai trăim în păcat. Gata, am încheiat-o cu păcatul. Odată cu ieșirea din robia păcatului, păcat nu mai trăim. Da, da, aici mi-a plăcut din Corinteni, măturați, deci e un proces continuu, pentru mine sărbătoarea asta e o amintire a faptului că eu trăiesc într-o fire păcătoasă, într-o lume păcătoasă și asta e o luptă continuă și eu trebuie să veghez. Cam foarte bine, Iulia. Bun, mergem mai departe în șirul sărbătorilor noastre. Deci acestea erau foarte bine fixate, legate de 14 Nisan, apoi 15 până la 21, până la 22, da, Nisan? Așa mergeau. Hai să vedem acum cum este, care e următoarea sărbătoare. Deci noi am vorbit 1, 2, 3, între sărbătoarea numărul 3 acum. Primele roade. Hai te rog, Lilia, vorbește-ne despre sărbătoarea asta a primelor roade. Aici scrie că când veți intra în țara care vă dau și când veți cera semănăturile. Și dacă m-am uitat în tabelă, asta e luna întâi, e luna Nisan. Și pe urmă cum se celebra, da? Trebuiau să aduc preotului un snop, ca pârga a secerișului. Pe urmă, preotul trebuia să lege snopul într-o parte și în alta, și a doua zi după sabat. În ziua aceea trebuia să aducă Domnului ca ardere de tot un miel de un an și dar de mâncare mistuit de foc și o jertfă de băutură. Nu puteau mânca pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua când aduceau un dar de mâncare Domnului. Da, da, foarte bine, Lilia. Continui mai departe, cu Noul Testament. Cum sărbătoarea asta, cum o vezi sărbătoarea asta, cum s-a împlinit sărbătoarea asta în Noul Testament? Care e încărcătura ei pentru Noul Testament? Că a fost umbra unor lucruri viitoare. Care sunt lucrurile astea viitoare spre care a indicat sărbătoarea primilor roade? Cred că asta, ca să cinstească pe Domnul cu primele roade din tot ceea ce Dumnezeu îi binecuvânta, ei trebuiau să aducă înaintea Domnului, nu știu, eu înțeleg asta, ceea ce ține de zeciuială, nu? Sau, nu. Nu, aici pot spun eu. Spune-te, rog, Năstica. Deci, dar vă rog pe toți ceilalți, când vorbește Năstica, deschideți în manualul vostru tabelul celălalt, ultimul tabel, acela cu multe desene. Urmăriți bine tabelul celălalt, e foarte important să înțelegeți aici ce-i cu primele roade. Da, deci asta era începutul secerișului. Da.
Deci când se specifică vor ieși din Egipt pe vremea secerișului și ei sărbătoreau pe data de 14 Nisan Paștele și atunci se începea și secerișul și în prima săptămână de după Paște, adică prima zi după următorul sabat după Paște, ei sărbătoreau sărbătoarea primelor roade sau mai bine pârga. Pârga. Deci primii snopi se aduceau înaintea Domnului, asta era începutul. De moment ce se aducea snopul legănat înaintea Domnului, ei deja puteau să mănânce din roadele din ceratul anului cela. Și în Noul Testament, Domnul Iisus se primește că el în prima zi a săptămânii, după Paști, a înviat. Deci și la 1 Corinteni, capitolul 15, spune că el este pârga celor adormiți. Acolo zice, toți vor învia, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Mai întâi Hristos, pârga celor adormiți, apoi cei ce sunt a Lui. Deci El este primul înviat într-un trup duhovnicesc. Și asta, prima roadă, începutul secerișului, simbolizează această sărbătoare, care mai este numită sărbătoarea primilor roade, cu toate că nu e așa în alte părți, mi se pare că era așa Levitic, ziua cincizecimii e numită sărbătoarea primilor roade, pentru că deja ziua cincizecimii este încheierea secerișului. Dar primele roade din an, în sensul că mai este o roadă de toamnă. Bun. Deci înseamnă că snopul cela care era adus la preot și preotul legăna, snopul cela ce prea umbrea el? Ce prea umbrea snopul? Pe Domnul Iisus. Pe Domnul Iisus înviat. Pe Domnul Iisus Hristos înviat într-un trup nou. El este pârga celor adormiți. Așa. Vreau să vă atrag atenția la un detaliu. Când trebuia snopul ăsta adus? În ce zi? Acolo ne-a scris la Levitic. În ce zi? Prima zi a săptămânii. Așa. Deci a doua zi după sabat. A doua zi după sabat. Asta era prima zi a săptămânii, nu? Da, deci o sărbătoare legată de o zi a săptămânii, nu deodată. Urmăriți foarte atent, că asta indică la duminică, inclusiv la faptul că duminică s-a întâmplat asta. Observați lucrul, detaliul ăsta, observați-l în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, detaliul că a doua zi după sabat, asta e duminică, prima zi a săptămânii. Asta indică la duminică atunci. Că puteau să spună întrebare, de ce așa, de ce să fie anume duminică? Deci un snop și asta indică la duminică. Deci vedeți câte detalii avem noi care sunt date aici. Eu un alt lucru, înainte de a trece la alte sărbătoare, un alt lucru vreau să vă atrag atenția aici. Uitați atent că celelalte două sărbători au fost fixate foarte bine în calendarul lor. Nu se schimbă nimic, sunt foarte fixate în calendar. Cu privire la sărbătoarea asta zice când va fi roada, când e roadă, zice, din roadele, când sunt roadele, atunci o aduci, dar s-o aduci atunci, a doua zi după sabat. Că pe urmă nouă, parcă nu-mi ies la socoteală acolo, cum vine că o trecută asta, dar Domnul Iisus a înviat după Paști, așa. Fiți atenți că aici Leviticul nu leagă sărbătoarea de calendar. Nu leagă specific deodată în calendar. Vedeți sau nu? Observați aici la Levitic, ea nu e legată deodată specific în calendar. În schimb, dar ea dacă e legată deodată specifică, e legată de ceea când o să fie cinzecimea, că cinzecimea o să numere de la ea. De la asta o să numere cinzecimea. Deci grozav cum au funcționat toate profețiile astea în Noul Testament. Hai să mergem la următoarea, a patra sărbătoare. Lilia, spune-ne ce înseamnă pentru tine personal primele roade. Lilia, Năstica, că ambele ați răspuns. Ce înseamnă pentru voi sărbătoarea primilor roade sau pârga? Dacă Iisus este pârga celor adormiți și El a fost cel care a înviat primul din morți, înseamnă că noi tot o să fie un timp când o să înviem odată cu El din morți. Foarte corect. Asta e făgăduința că eu voi învia și voi avea un trup asemănător ca al Lui.
Bine, acum să mergem la sărbătoarea numărul... Noi câte avem până aici? 3, da? 3 din astea anuale. Trecem la sărbătoarea numărul 4 din cele anuale. Care e numărul 4? 50-a. Sărbătoarea 50-mii. Deci trebuiau numărate 50 de zile de la evenimentul ăsta până... Așa? Deci 50 de zile. Și? Trebuia să fie adus două pâini coapte cu aluat, să fie legănat într-o parte și în alta, să mai fie adus un țap căjel pe despășire, 7 miei, un vițel, 2 berbeci și jertfă de băutură. Și această zi vedem în fapte capitolul 2 cum ziua 50 mi s-a pogrăbit Duhul Sfânt în, ca niște limbi de foc și astfel ucenicii au vestit cuvântul Domnului și la neamă ca ei să înțeleagă și în limba lor. Că erau oameni din toate neamurile, veniți acolo, da? Și da, care are legătura asta cu neamurile? Vă aminti ce avea de făcut preotul în ziua aceea 50.000? Ce se întâmpla acolo? Preotul trebuia să facă ceva. Deci ea purta un detaliu foarte profetic. Să legine dobitoacele într-o parte și în alta ca dar legănat împreună cu pâinea adusă și cu cei doi miei. Cei doi miei? Da, câte pâini erau acolo? Câte? Zi, Irina. Două pâini. Spre ce prea umbreau astea două pâini? Iudeii și neamurile. Iudeii și neamurile care într-un singur trup a Domnului nostru Iisus Hristos în ziua aceasta a 50.000. Bun, Ionela, ce înseamnă pentru tine ziua 50.000? Noi o numim în popor Duminica Mare, da? Duminica Mare sau rușii mai numesc Troița. Da? Ce înseamnă pentru tine? Pentru mine 50.000 este faptul că am primit Duhul Sfânt și Domnul mi-a dat Duhul Sfânt ca astfel să pot învia cu El la Anglie. Super! Să pot trăi o viață sfântă. Foarte frumos! Foarte frumos. Bine, mergem la sărbătoarea numărul 6. 6. Care este sărbătoarea numărul 6? Sărbătoarea trâmbițelor. Sărbătoarea trâmbițelor. Și spune-ne, Alexandru, mai mult despre sărbătoarea trâmbițelor și ce prea umbrea sărbătoarea asta. Da, se sărbătorea în luna 7-a, în ziua 1, da? Deci este o pauză. Celelalte, primele sărbători erau în luna 1. Asta este mai târziu, în luna 7-a. Și zice că să aibă o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Să facă nicio lucrare de slugă și să aducă jertfe mustuite de foc. Asta este ceea ce vedem pentru Vechiul Testament. Pentru Noul Testament vedem că asta simbolizează strângerea lui Israel pentru ziua din urma ispășirii. Deci vedem în Ezechiel 36 că Dumnezeu spune 36:24 că vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Și ceea ce încă nu s-a împlinit. Da, asta... Acum e în proces de împlinire. Proces de împlinire, începând din paza și nouă și apropo, iată încă câteva zile au și sărbătoresc cât? 75 de ani. 75 de ani sărbătoresc de când ei se adună. Ei se adună și s-au adunat foarte mulți, foarte mulți. Vreau să vă spun, Chișinău a fost un oraș unde mai mult de jumătate din populația Chișinăului erau evrei, știți? Două pogroame mari au fost aici la noi în Chișinău. Aici în Chișinău s-a început mișcarea mesianică mondială. A început la noi în Chișinău. Și iată, la noi în Chișinău aproape că nu mai sunt evrei. Aproape nu mai rămas. Într-o vreme în Chișinău erau mai multe sinagogi decât biserici ortodoxe. Biserici creștini, în general. Și acum în Chișinău a mai rămas o singură sinagogă mică. În Chișinău. Ei au plecat, ei nu mai sunt. Da, deci ei sunt la punctul ăsta acum, nu? Pentru că vine... Ce vine aici, da? Zi, Alexandru. Da, deci acum este în proces, de fapt, strângerea lor la oaltă și cum vedem o pauză dintre sărbători,
dintre cinzecime și la fel și, a fost o pauză dintre coborârea Duhului Sfânt și începerea adunării lor în țara, în țara lor, de fapt. Foarte bine observat, o perioadă lungă. Și vedem că, având în vedere că sărbătoarea asta este un proces, știm că venirea Domnului Iisus este aproape. Pentru că următoarea sărbătoare, deci spre asta merge. Foarte bine ai observat, Alexandru. Foarte bine ai observat lucrul ăsta. Deci am intrat într-o altă perioadă unde iar sunt concentrate multe sărbătoare, așa? Da, da. Faptul că israeliții se adună la ei acasă ne arată că noi suntem intrați într-o altă perioadă. Și evenimentul care va fi venirea lui Hristos, dar aici este venirea lui Hristos pentru ei. Vreau să înțelegeți asta, acolo notați, colorați cumva. Este venirea lui Hristos pentru ei. Asta nu este răpirea noastră la cer, răpirea bisericii, asta venirea lui Hristos pentru ei. Ce înseamnă pentru tine, Alexandru, sărbătoarea asta? Pentru mine înseamnă că, deci, eu văd împlinirea Scripturii și asta mă dă o convingere că profețiile se împlinesc, și venirea Domnului Iisus este aproape și Domnul Iisus ne va lua foarte curând la El. Și din partea noastră, noi trebuie să spunem la toți oamenii despre, spune cuvântul Lui, să, ca toți oamenii să cunoască Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și cât mai mulți să fie împărăția Lui. Foarte bine. Foarte bine, Alexandru. Mergem la următoarea întrebare. Următoarea sărbătoare. Sărbătoarea numărul 6. Este ziua ispășirii. Este a se sărbătorea în luna 7, ziua 10, deci peste 9 zile după sărbătoarea precedentă, din seara zilei a 9-a până în seara următoare. Da? Deci de la apus până la apus. De fapt, cum erau mai multe sărbători la ei. Și zice să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Și important aici este că să vă smeriți sufletele înaintea Domnului. Deci asta era un lucru important în sărbătoarea asta. Cu frază repetată, da. Des acolo, să vă smeriți sufletele, ceea ce n-am văzut la altele înainte, da? Da. Este ziua când trebuie făcută ispășire pentru poporul Israel înaintea Domnului. Și oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Iar spune despre smerire. Și vor smeri sufletele, da? Da. Da. Și, de fapt, este o sărbătoare profetică care se va întâmpla în viitor, zicând... Israel se va căi și va căuta pe Mesia, pe Domnul Iisus. Exact. Asta ceea ce vedem din textele din Zaharia. La ziua ispășirii, da? Da. La, deci, acum dacă ne gândim la Daniel, capitolul 9, cu cele 70 săptămâni, spune că 70 săptămâni au fost hotărâte și în toată lista aceea este și până la ispășire, când va fi făcută ispășirea pentru popor. Deci, evident, asta e la a doua venire a Domnului Iisus, la sfârșitul săptămânii a 70-a, când Israel, ca și națiune, va fi mântuit. Deci, la Zaharia, capitolul 12, versetul 10, ne spune că atunci toți, ca și națiune, vor privi, acolo zice, spre mine pe care l-au străpuns și îl vor plânge ca pe unicul fiu. Și acolo zice că fiecare
familie în parte se va plânge, fiecare femeie aparte, bărbați aparte, arătând că o să fie o întoarcere la Dumnezeu a lui Israel ca și popor, dar fiecare în parte. Deci nu o să fie pur și simplu mântuiți că a venit timpul, dar ei se vor întoarce la Dumnezeu. Deci, foarte bine. Da. Și avem și textul aici, avem și textul la Ezechiel 36, 25, la 27, unde spune despre curățirea. Acolo zice, ce vor veni în țară, ei va curăți, va scoate din ei o inimă de piatră și le va da o inimă de carne, le va da un duh nou. Și versetul 27 spune, voi pune în ei Duhul meu cel Sfânt ca să păzească și să împlinească legile și poruncile mele. Și la Romani, capitolul 11, 25 la 29, spune că după ce va intra numărul de plin al neamurilor, tot Israelul va fi mântuit. Și acolo spune că atunci va face un legământ veșnic cu ei, din pricina, spune că în ce privește Evanghelia sunt vrăjmași, dar în ce privește alegerea sunt iubiți din pricina părinților lor. Deci vedem foarte clar că Dumnezeu n-a renunțat la poporul Israel, Dumnezeu are un plan pentru poporul Israel și după ce va intra numărul de plină neamuri, va fi mântuit și Israel. Deci, de fapt, aici mai departe sărbătoarea roadelor, asta e al doilea seceriș. Primul seceriș a fost biserica, al doilea seceriș este poporul Israel. Dar iată aici la sărbătoarea ispășirii. Și ați observat la ziua ispășirii și sărbătoarea trâmbiților, dacă primele patru, ele nemijlocit, au fost pentru biserică. Evenimentele astea au preumbrit evenimente la biserică. Au ele vreo semnificație pentru biserică? Sărbătoarea 5-6? Biserica nu o să fie atunci. Biserica nu o să fie atunci. Da? Deci astea sunt sărbători specifice pentru... Ele preumbresc evenimente din viitorul lui Israel. Hai să mergem la următoarea. Numărul 7, ultima sărbătoare. Sărbătoarea corturilor. Da, Oxana? Deci era sărbătorit pe data de 15, luna 7, deci ar fi tot în perioada asta pentru noi, septembrie-octombrie. Vreau să locuiască în corturi timp de 7 zile și a 8-a zi să aibă o sărbătoare mare împreună, o adunare sfântă cu tot poporul. Deci era o amintire pentru ei când au locuit în corturi, în pustie. Deci trebuia să-și amintească că n-aveau casă, dar Dumnezeu era în mijlocul lor. Deci prezența lui Dumnezeu care conducea frumos. Dar ei trăiau în corturi. Și asta preumbrește, de fapt, atunci când toate familiile Pământului vor veni să se închine la Ierusalim și Domnul Iisus va fi Cel care va duce ca rege. Dar cu biserica are ceva de a face? Nu, da? Cu biserica nu are nimic. Nu, cu biserica nu are nimic a face aici, da? Deci ultimele trei sărbători au de a face cu poporul Israel. Ele preumbresc evenimente care se vor întâmpla în viitorul profetic a poporului Israel. Bun. Ținem minte asta. Cumva puteți să structurați aici, în tabelul vostru. Deci primele patru din cele șapte sărbători care sunt în Levitic 23, ele indică spre evenimente din care țin de biserică. Ultimele trei indică spre evenimente profetice care țin de poporul Israel. Ce altceva ați mai observat în general despre sărbători? Și ați observat, primele sunt concentrate în prima parte, cât cam vreo două, trei luni, așa, nu? Vreo două luni.
luna Nisan și trei sunt în luna Nisan. Ultimele sunt în luna Tishri. Ultimele. Și poate o întrebare aici. Da. Noi știm că la sărbătoarea corturilor ni s-a dat textul Ezechiel 36:28, unde spune că veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri, voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Aici se primește că se referă la profeție cu privire la împărăția de 1000 de ani. Eu corect înțeleg? Da. Ceea ce e comun la sărbători ce am observat eu și n-am observat altădată, mi-a fost interesant că în toate cazurile când era vorba de adunare sfântă, zicea să nu facă nicio lucrare de slugă, dar la sărbătoarea ispășirii spunea să nu facă nicio lucrare. Și dacă cineva face vreo lucrare, să fie nimicit, Dumnezeu va nimici din mijloc poporului. Dar nu se specifică, vestea două ori se repetă, dar nu specifică că lucrare de slugă, nicio lucrare. Deci pare că era mult mai strict. Foarte strictă sărbătoarea asta, da? Bun. Și aici dacă vorbeam de ce de trei ori pe an trebuia cel puțin bărbații toți să vină la Ierusalim, la Sfântul Domnului, înțelegem că asta e de Paști, care merge împreună cu sărbătoarea azimilor, sărbătoarea cinzecimii și apoi sărbătoarea trâmbițelor, ispășirii și corturilor, e a treia oară când trebuiau să vină. Bun, o să ne mai întoarcem apoi la concluzii, când o să facem concluziile, dar numai puțin, scurt, să vorbim despre capitolul 24. Deci nu ne oprim la subiectele celea cu unde lemnul, cu pâinile, cele 12 pâini, dar mai mult în lecția noastră am privit la cazul ăsta care a fost cu bărbatul cela care o hulit. Eu am o întrebare la voi, cu ce ocazie vorbește bărbatul care o hulit și-i dat acolo legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și apoi iar se întoarce înapoi la cum se încadrează una cu alta, parcă nu face legătură. Dumnezeu a fost cu bărbatul care a hulit, a blestemat pe Domnul și Domnul spune, vorbește despre legea asta, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și apoi iar se întoarce la el. Ce legătură ați văzut? Hai să vedem de la ce s-a pornit tot cazul ăsta. De cum a ajuns omul ăsta să blesteme pe Dumnezeu? Că este străin, da? Și încearcă cu un israelit, a blestemat. Deci înceartă cu un israelit și înceartă asta cu un israelit, lucrurile au escaladat până acolo încât l-au blestemat pe Dumnezeu. Dar cu ce ocazie blestemat? Aveai un conflict cu aproape tău, trebuie să fie un conflict cu el, nu? Și el a avut o ceartă cu un om. Cu un om, nu știu de la ce s-a pornit cearta lor, nu ne specific aici, dar cearta a fost cu un om. De aici lucrurile au escaladat. Deci s-a pornit cearta cu un om și o crescut până acolo încât l-a blestemat pe Dumnezeu. Și apoi după asta spune omul ăsta trebuie să fie nimicit cu pietre, dar la tot poporul le spune. Și cum le spune acolo? Așa, hai să mergem până unde. Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie blestemat cu moartea? Să fie pedepsit cu moartea. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte, să-l înlocuiască. Viață pentru viață. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să-i se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Cine va ucide un dobitoc, să-l înlocuiască. Dar cine va ucide un om, să fie pedepsit cu moartea. Să aveți aceeași lege pentru străin. Ăsta era străin, nu? Ca și pentru băștinaș. Căci eu sunt Domnul Dumnezeu. Adică el era între străin și băștinaș. Că, zice acolo, el era tata lui egiptean, el era... mama era... israelită. Da, mama era israelită. Acum, zice, să aveți aceeași lege pentru unul și pentru altul. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Moise a vorbit copiilor lui Israel și pe urmă a scos afară din taberul pe cel ce pulise. Deci legea este
că conflictul trebuie să aibă limite, nu? Ceartă trebuie să aibă limitele ei. A fost un conflict, a fost o ceartă, trebuia să oprească el, nu te extinzi mai departe. Totdeauna oamenii au tendința să o crească mai departe. Deci dacă e un animal, apoi la un animal ne oprim. Nu strece la altceva. Nu pentru un animal omorâm un om, nu pentru o lovitură omorâm un om, nu pentru... Deci nu escaladez. Lucrurile să rămână în limite. La asta ați văzut cât de grav a fost. Că el de la cearta cu un om a ajuns să-l blesteme pe Dumnezeu. Și am avut așa o întrebare în lecție. Iată, acolo trebuia să-l omoare pe așa un om. Noi trăim într-o vreme când oricine vrea îl blestemă pe Dumnezeu și n-are niciun fel de consecințe. Nu vine asupra lui din partea societății sau a legii. Sau... Înseamnă asta oare că poate oricine blestema pe Dumnezeu și totul va fi ok? Nu, la Exod ni se dă răspuns. La Exod 20:7 spune că să nu iei în deșert numele Domnului, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și la asta se refer. Și la textul din Deuteronom același lucru, unde spune că dacă nu vei păzi cartea aceasta, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acestea scrise în cartea aceasta și dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Deci pedeapsa va urma. Da. Interesant, zice, Domnul te va lovi în chip minunat. Nu știu, cândva a circulat pe internet un articol cu diferiți oameni care l-au blestemat pe Dumnezeu și cum reau. Mi-amintesc că acolo era mușcare o fată, a murit în mașină și când o găsit, nu știu ce o găsit în un obiect, o găsit în portbagaj. Irina și-a amintit, da? Wow! Da, oul era întreg în portbagaj. În chip minunat, Dumnezeu zice, te va lovi în chip minunat. Oule, într-un accident, i-au murit în accidentul ăla, dar oul în portbagaj, nu știu, l-a lăsat să fie întreg. Dar se arată? Că ea i-a spus mamei că nu e loc pentru Dumnezeu, pentru noi, numai în portbagaj. Ah, da. Deci asta i-au spus. Când mami i-a spus nu-i loc pentru Dumnezeu decât numai în portbagaj. Și atunci când s-a întâmplat accidentul... Fratele Ionel Ilescu ne-a spus azi la antrenament niște cazuri pe care el le-a văzut. Le știe de la ei din sat s-a întâmplat și le-am pus într-un video. Să vedeți la mine pe profilul de Facebook, le-am pus video. Și l-ați ascultat mărturiile care le-a făcut Ionel. Dar Dumnezeu lucrează mai departe, bolile sunt, dar zice, va lovi în chip minunat. În chip minunat așa încât toți oamenii să înțeleagă de ce a fost, să fie clar pentru toți. Și să nu-și pună prea multe întrebări. Noi azi la... Scuzați, și aici spune și pe sămânța ta, deci nu numai persoana aceea care a făcut lucrul ăsta. Da. Să ascultați ce a zis Ionel, că Ionel ne-a spus acolo de unul Moș Grigore, să nu știu cum îl chema, și acela zice că continuu blestema pe Dumnezeu. Și toată sămânța lui, toți copiii lui, nepoții lui, distruși. Zice, unul în ziua de Paște a ieșit afară și l-a prins o țigară și s-a oprit inima și a căzut pe loc. Altul, zice, s-a necat în niște nămol acolo. Zice, nu avea cum să s-a necat, nici apa aproape nu era acolo. Și s-a necat acolo în nămol celor căzut și s-a necat. Deci, iată, așa lucrurile s-au întâmplat. Am vrut să spun cum mulți politicieni și cântăreți celebri, când au hulit numele Dumnezeu, în 2-3 zile au perit subit. Mi-aduc aminte de asta de la Beatles, Lennon, care a spus că el este mai popular acum decât Hristos. Și mare împușcat. Și câteva zile, da? Și câteva zile. Sau unul, un fost președinte în Braziliei, a câștigat alegeri la o scor mare. Nici Hristos zice că nu are așa adepți cum are el. Și în câteva zile moare de o boală subită. Da. Noi la antrenament azi am studiat ziua asta cu instructorii care ne-am adunat și am vorbit ceva important, că atunci când îl auzim pe un om când jură, mai ales în poporul nostru, foarte mulți înjură. Când îl auzim pe un om când jură, deodată să te oprești să-i zici și să-i spui. Tu acum calci a treia poruncă din Biblie care spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, că Dumnezeu nu te va lăsa nepedepsit. Dacă tu nu te pocăiești, Dumnezeu nu te va lăsa nepedepsit. Tu vei fi pedepsit. Și nu-ți pui întrebări atunci, de ce ți se întâmplă ție asta?
să știi, da, ia că eu îți spun azi. Azi îți spun să știi, de asta ți se întâmplă. Da? Și atunci să le vorbim la oameni. Totdeauna să le vorbim, să-i facem conștienți. De ce? Să fac legătura între ceea ce se va întâmpla în viața lor apoi cu... Da, cel mai important, poate ei vor dori să se pocăiască. Bun. Acum, hai să tragem concluzii din lecția noastră de astăzi. Poate sărbătorii din această lecție ne arată spre lucrarea și planul de mântuire al Domnului Iisus Hristos. Adică planul și împlinirea lucrării Domnului Iisus prin biserică și apoi poporul zeai. Așa este. Le țineau de o adunare sfântă. Deci sărbătorile țineau de o adunare sfântă și eu cum, mă gândesc că asta ține de o comunitate. Deci nu sărbătoreai doar, sărbătoreai singur, da? Sărbătoreau împreună. Cred că un lucru tot important este că merge vorba despre două grupe de oameni, da? Este vorba despre biserică și poporul Israel. Deci două secerișuri, două sărbători de recoltare, primăvara și toamnă. Deci vedem că este o diferență între Israel și biserică. Biserica alcătuită din evrei și neamuri care au fost născuți din nou. Primăvara este pentru biserică, toamna pentru Israel, da? Ai sărbătorile toamnă pentru Israel. Mm-hmm. Da. Altceva? Ce alte concluzii v-ați făcut? Mă gândeam să spun și când era preconizat să fie de fapt invers. Să fie mai întâi pentru Israel, dar din cauza lunecării lor. Mm-hmm. Eu că sunt într-un petrecere și vor fi pe urmă. Așa, așa este, Rinț. Dar ați văzut că cât de mult insistă Dumnezeu să sărbătorim. Să sărbătorim pe El, relația cu El, mântuirea, să sărbătorim. Și cât de mult insistă ca, vorbeam cu Năstica azi, în Biblie, mai mult Dumnezeu insistă asupra odihnei decât asupra lucrurilor. Este adevărat, sunt scris versete despre leanos, despre străiți în o rânduială, dar mult mai mult Dumnezeu insistă asupra la aceea ca să ne odihnim și ne odihnim corect cu El. Nu știu dacă ați observat asta. Să ne odihnim corect cu El și odihna corect cu El înseamnă sărbători frumoase cu El. La toate sărbătorile astea, adunare sfântă, adunare sfântă, odihna, adunare sfântă. Să fim într-o adunare sfântă. Pentru El contează adunarea sfântă. Tare aș vrea ca să audă bine toți, că unii abandonează adunarea sfântă, nu mai participă într-o adunare sfântă. Dar la Dumnezeu contează foarte mult închinarea noastră într-o adunare sfântă. Noi ce repet și în cinstea Domnului. Da. Adunare sfântă în cinstea Domnului, exact. Zii, Radu. Da, noi vorbim cu Lenuța și am observat că la sărbătoare nu poți veni oricum. Deci trebuie să fii pregătit, dar este și o atitudine, cum a spus dumneavoastră, trebuie să fii pregătit. Deci te cercetezi, nu poți veni așa că de dragul sărbătorii. Și nu poți lua sărbătoarea ca și pe un obicei, dar sărbătoarea era o atitudine și ține de relația ta cu Dumnezeu. La escaladarea conflictelor să avem grijă pentru că lucrurile ar putea să meargă prea departe și întotdeauna să ținem minte lucrul acesta. Adică într-un conflict discutăm situația de față, nu aducem aminte de lucrurile sau implicăm alte lucruri. Deci la moment discutăm de ce s-a întâmplat la moment pentru că s-ar putea să fie consecințe destul de grave, cum am văzut. Foarte corect, foarte corect. Deci nu ne extindem mai departe decât este conflictul atât. Rezolvăm conflictul, nu implicăm pe alții în conflict. Nu. Cu tine îl avem, cu tine îl rezolvăm. Nu trebuie implicați alții, nu... Ai văzut, implicând pe alții, o ajuns până la Dumnezeu. Și mă gândesc că ce-au avut ei acolo a fost o înțelegere de asta, fleac, știi? O neînțelegere de fleac. Dar uite, o neînțelegere de fleac până unde a dus pentru el. S-a terminat cu moartea la omul acela. Bun.
Hai să vă spun aplicare. Ați văzut, Dumnezeu vrea să sărbătorim și să sărbătorim frumos în cinstea Lui. Și noi tocmai suntem la sărbătoare. Nu vă pare interesant cum lecția noastră așa Dumnezeu le-a orchestrat? Că eu nu am stat să mă gândesc dinainte când începem Levite, când, dar tocmai s-a nimerit înainte ca să vină sărbătorile. Acum noi facem lecția asta, că duminică este Paștele, prima din lista sărbătorilor aici. Acum vedeți, Dumnezeu insistă ca să sărbătorim frumos cu adunare sfântă în cinstea Lui, dar să sărbătorim frumos. Eu vă dau o provocare pentru aplicare. Vă dau niște întrebări, să vă gândiți la ele, puneți timp, discutați cu familia. Iată, prima întrebare este așa: cum pot sărbători în mod special Paștele anul ăsta? Așa ceva special. Celelalte sărbători, înălțarea Domnului Iisus, cinzecimea, fă un plan cum să sărbătorești într-un mod special, așa ca să umpli sărbătoarea cu semnificații, cu greutate sfântă și cu scop, să umpli sărbătoarea cu un scop. Pentru rudii, pentru oameni, pentru vecini, pentru cum poți face asta ca să fii, să fii special? Bă, știu, de obicei, prima dată gândul îți merge că dacă stai, îți implică cheltuieli. E normal. Normal, așa. Acolo nu, nu implica cheltuieli. Da, frumos. Cheltui pentru oameni, ceva frumos pentru Domnul. Faci un lucru frumos, tare, pentru Domnul. În limita în care tu poți. Dar dacă chiar așa de tare ești limitat, te uiți la cei despre care am vorbit duminica trecută, la predic. Va alerga și-o luat ramuri, nu? Ramuri, flori, hainele le-au pus, dar au făcut ceva special. Hainele cele au făcut ceva special. Hainele cele au intrat în istoria bisericii. Istoria lui Dumnezeu intră hainele cele care le-au pus ei atunci pe drum. A zis, haine speciale au fost, devenit foarte speciale. Deci cu ceea ce ai? Cum poți face să fii ceva special? Gândiți-vă bine cu toată familia, meditați și gândiți-vă în limitele care le aveți voi, cum puteți face sărbătorile astea să fie ceva frumos, deosebit de frumos pentru Dumnezeu.